Într-un context atât de volatil și pe astfel de nisipuri mișcătoare cum este piața imobiliară astăzi, afectată din toate părțile, invazia rusă din Ucraina vine ca o gură de oxigen. Poate părea paradoxal și chiar este, dar adevărul cinic nu e departe. Lovită din toate părțile de creșterea prețurilor materialelor de construcții, unele și cu 200% într-o singură lună, cum este cazul fierului, afectată de stagnare din cauza materiilor prime și a întreruperii lanțurilor de distribuție, real estate pare că se odihnește, că își trage sufletul de 3 săptămâni. Cât timp va dura acest Ice Age 2, primul fiind în lockdown cauzat de pandemia de COVID, nimeni nu știe. O singură luminiță mai pâlpâie la capătul tunelului, nișa de premium, luxury fără echivoc. Nici măcar medium up nu pare să supraviețuiască furtunii perfecte pe care o traversăm. Un business de familie convertit într-una dintre cele mai de succes inițiative antreprenoriale din piață. Vine astăzi la Legile Afacerilor. Sunt Andrei Cristi și alături de mine în această seară Nicoleta și Alexandru Manea, ING Luxury. Doamnă, domnule, bună seara! Salutare, bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit la Legile Afacerilor. Sunteți... Bine te-am găsit pentru prima dată. Așa este. Mulțumim că ne-ai invitat. Pentru prima dintr-un șir. Da, așa. Corect. Pentru prima dată pentru noi, dar nu ultima dată. Exact. Sunteți tineri, aveți o poziționare asumat de vibe așa și de atitudine și de tinerețe și de profesionalism în piața asta. Dărâmați niște standarde, nu trebuie să fim toți la fel, nu trebuie să ne promovăm toți la fel, nu trebuie să vindem toți la fel, nu trebuie să avem același fel de angajați, nu? Corect, corect. Spuneți-mi voi mai departe ce socluri ați mai dărâmat, Nicoleta? Tocmai ne-ai definit caracteristicile care ne diferențiază față de restul companiilor imobiliare, că mie așa îmi place să spun despre ING Luxury Properties, nu e agenție imobiliară. Nici eu n-am spus. Într-adevăr, echipa noastră e una specială și de fiecare dată am spus treaba asta, dacă n-ar fi ei, nu am fi momentul de față aici cu tine. Pe de altă parte, încercăm să facem lucrurile diferit și asta, în primul rând, datorită clienților noștri, care ei sunt diferiți și apreciază tot ceea ce noi facem pentru ei. Faptul că încercăm să le oferim o consultanță la cel mai înalt nivel și când vorbesc asta, chiar am vrut să precizez de foarte multe ori, că nu înseamnă că le prezentăm niște proiecte. Noi vorbim doar din perspectiva business-ului. De ce ar trebui să investească, care este un moment bun pentru investiție. Ei bine, acesta este un moment bun să faci investiții. Nu e bine să stăm, oamenii de business n-ar trebui să stea, ar trebui să se miște, indiferent de situație, deși e o situație în momentul de față care în mare măsură ne afectează pe toți, e normal. Automat și sectorul imobiliar e într-un moment în care, cum ai spus, stagnează, dar oamenii sunt împărțiți în două categorii, pe de altă parte. Cei care au o reală nevoie să cumpere și cumpăr oricum, și vorbim de nișa premium, într-adevăr. Exact. Oamenii cu mulți bani, în general, fac achiziția asta, ei au case, de fapt. Da. Achiziția o fac pe bază de feeling, de sentiment. Nu e din nevoie. Nu e, exact, exact. Nu e că n-au să stea. De acord. Iar cealaltă categorie, în cealaltă categorie fac parte oamenii care, într-adevăr, nu știu ce să facă, să mai stea, să nu mai stea, și atunci intervenim noi și dacă realmente vedem că au o nesiguranță, poate le propunem o investiție, nu știu, într-o altă țară sau să mai aștepte puțin. Încercăm să fim extrem de obiectivi cu ei și să-i susținem înainte de orice. Alexandru, voi v-ați definit ca fiind un jucător important pe nișa de luxury, pe care eu am menționat-o ca fiind cea care încă mai are motoarele turate. Corect. În momentul acesta. Uite, acum, ca să o completez pe Nicoleta, chiar mă gândeam la faptul că pentru noi acum e o oportunitate să ne lansăm la nivel internațional. Adică am clienți în portofoliu, care unii din ei sunt și prieteni, și îmi spuneau, băi Alexandru, uite, acum n-aș vrea să investesc doar în România, și aș vrea să investesc la nivel internațional. Și drept dovadă am un client pentru care o să merg în luna septembrie să cumpere un apartament în New York. Mi-am dat seama că e o oportunitate pentru noi, având business-ul la nivelul pe care îl avem astăzi, să vindem internațional, și aici mă refer New York, Miami, Dubai, bineînțeles, am vândut, deja avem vânzări record, să ne lansăm și pe piața internațională în Spania, avem foarte multe cereri în Marbella și e o oportunitate pentru noi, cu, bineînțeles, avem și persoane care momentan au oprit anumite tranzacții, avem și anumite deal-uri pe care le-am pierdut, din teama asta că nu știu oamenii dacă vine războiul și la noi, ce să facă cu banii, mai bine, am avut ieri un client care mi-a zis, băi Alexandru, mai bine rămân cu banii în bancă, mi-asum inflația, 8%, 9%, 10% într-un an, decât să investești și să se întâmple alte lucruri.
versus am alți clienți care vor să, nu vor să se oprească și vor să înainteze. În ceea ce privește business-ul nostru, noi turăm motoarele la maxim. Din contră, urmează să mai deschidem două sedii în zona de nord și să ne mărim echipa, pentru că avem foarte multe cereri. Acum, pentru noi, oportunitate și din punct de vedere al proprietăților. Ții minte că am discutat noi de multe ori faptul că nu avem suficient de multe proprietăți la cereri. Așa este. Și acum am apelat... Scuză-mă că de rău, telespectatorii Profit TV văd în timp ce tu vorbești site-ul angluxury.ro, unde au fost listate niște proprietăți. Exact. Adică în ultima lună avem câteva proprietăți în portofoliu, pe circuit închis, proprietăți unde, la care nu aveam acces dacă nu venea războiul și nu erau oamenii panicați, pentru că nimeni din piața imobiliară de lux, niciun proprietar își vinde un produs luxury, un produs care astăzi îl ai și mâine s-ar putea să nu-l mai ai, sau există posibilitatea să nu mai poți să construiești în zona unde vinzi. Corect. Pentru că avem doar câteva proiecte de anvergură, mm-hmm, în zona Chiselef, în zona Primăverii, în zona Floreasca, în zona Aviatorilor. Sunt câteva proiecte, le numărăm pe degetele de la o mână și îți dai seama că acolo este bătălia foarte mare când vorbim de proprietăți luxury, pentru că sunt văzute ca operele de artă. Corect. Voi aveți așa o atitudine de Selling Sunset din Netflix, și, da, nu? Inspirația noastră exact. Vine de acolo. Okay. Iubim tot ce fac acei oameni la acel nivel și... Nivelul este fabulos, da. Asta e și motivul pentru care noi ne dorim să atingem perfecțiunea și să ajungem cu business-ul nostru... Genul acesta de poză e de Selling Sunset, apropo. Corect, de... Așa e. Sau de suț, dacă vrei. Da, da. Suntem norocoși că avem o echipă formată din niște oameni foarte faini. Hai să vorbim de echipa dintre voi doi. Până la echipa de... Echipa dintre noi doi, cum am pornit, cum ne-am cunoscut. Păi am pornit acum 10 ani, am pornit pe închirieri de 150 de euro. Făceam, Alex a pornit, pentru că eu încă eram la facultate. Corect. Nicoleta încă era la facultate. Nicoleta a intrat mult mai târziu în partea operațională și partea de vânzări. Și ne completăm foarte, foarte bine. Adică sunt lucruri în companie pe care eu nu știu să le fac și nu-mi place să le fac. Și nu vreau să le fac și Nicoleta le face la un nivel excelent. Și atunci ăsta este și motivul pentru care unul fără celălalt nu cred că am fi ajuns astăzi aici, dar împreună suntem o forță. Cred că asta e cheia, într-adevăr, să nu facă amândoi membrii unei echipe de conducere același lucru. Nu exact. Asta da. Observăm și noi și în avocatură și în alte firme de real estate. Împărțirea asta este ceea ce trebuie. Da, și asumarea faptului, exact ce spunea și Alex, că abilitățile pe care le am eu, le completez pe ale lui, nu neapărat că nu le-ar avea. Pe de altă parte, viața noastră personală funcționează așa pentru că suntem o echipă bună în business-ul pe care l-am construit. Evident. De 10 ani. Noi ne știm de 13 ani. Când eram foarte mici, așa încât am crescut organic business-ul, la fel cum am crescut și noi ca individ și apoi ca și cuplu. Iar cum a spus și Alex, tind să mă repet, că n-am încotro, dacă nu eram împreună, realmente era foarte complicat. Sigur. Acest business, mai ales nișat fiind, e super dificil să-l faci singur. Chiar dacă noi suntem norocoși să avem în echipă oameni pe care să ne putem baza, dar echipa se construiește în timp. Corect. Ori, nu e cum simțiți voi nișa de luxury și de premium, dar premium curat, nu vorbim de up, de premium curat și luxury. Cum o simțiți în perioada asta? Mi-ați spus că e singura, adică și eu simt că e singura care supraviețuiește în momentul acesta. Eu cred că putem să găsim aici câteva tabere. Acei oameni care sunt în continuare relaxați. Și eu, sunt relaxat pentru că nu cred că o să se extindă acest război și sunt convins că o să se termine repede. Nu cred că se gândesc. Da. Nici noi nu ne gândim de altfel. Da, corect. Sunt oameni care îmi dau proprietăți la vânzare. Care poate nu ți le-ar fi dat acum nu mi-ar fi dat cu siguranță acum o lună. Ok. Și oameni care în continuare cumpără. Adică care nu se opresc. Dar restul pieței, în afară de... Deși voi nu aveți neapărat expertiză pe zona de, în niciun caz, medium și cu atât mai puțin low. Dar aveți informații. Avem și o agenție pe zona de low. Da. Nu avem o echipă foarte mare acolo și acolo sunt problemele adevărate. De ce? Pentru că eu cred că sunt mult mai...
adică mult mai panicați din punct de vedere al joburilor. Pentru că când vorbim de low, vorbim că depinde de un credit. Vorbeam, cum spunea Nicoleta, că acolo oamenii chiar stau. Și în momentul în care stai, e altceva. De exemplu, acum creditarea se face cu un avans de 25%. Așa nu se mai face cu un avans de 15%. Așa în momentul în care cumperi sau vinzi și nu ai nevoie de credit, normal că ești mai relaxat din punctul ăsta de vedere. Dacă te pizi de un credit și banca acum îți pune două condiții în plus sau îți impun anumite rigori, garanții colaterale, exact, și așa, în momentul ăla ăsta intervine fără să-ți dorești acest blocaj. Cum vă segmentați voi business-ul? Există ING Luxury, dar există și Monarch Development. Aveți mai multe branduri pe care le poziționați, hai să spunem, un pic diferit. Nu sunt chiar la același nivel. Corect. Viziunea noastră despre business a fost ca fiecare entitate să se întrețină și să creeze un branding separat. Adică avem ANG Luxury, unde lumea ne știe din ANG Holding, de acum 10 ani. Da, mergem, anul ăsta facem 11 ani de când avem acest business și am început fix de la 150 de euro și am ajuns la 2 milioane și jumătate de euro ca cifră de afaceri după 10 ani de muncă. Am creat această companie de dezvoltare Monarch Developer, care Monarch, ce face în plus față de restul pieței, în primul rând se axează pe zona luxury case. Okay. Da, vom construi, cum îmi place mie să spun, colecții de case în zone emblematice ale orașului nostru. În principiu, casele vor fi livrate într-un mod luxury cu adevărat. Și când spun asta, pentru mine cel puțin, luxury înseamnă când, atunci când îmi cumpăr, indiferent că vorbim de orice haină, nu știu, orice produs luxury. Corect, de acord. Cu atât mai mult o casă, să-mi iau bagajul și să mă mut. Asta înseamnă luxury pentru mine. Exact. Asta încerc să transmit și viitorilor cumpărători Monarch. Toate casele pe care le vom livra vor fi case concept, mobilate, și aici intervine, apropo de ce spuneai, cel de-al doilea, al treilea, de fapt, business al nostru, al treilea brand, care se numește Noam Design. Practic așa a venit ideea. Da, unde urmează pe aproximativ o lună, o să deschidem un showroom. Am luat 500 de metri pătrați într-o clădire de birouri în zona Barbu Văcărescu, o clădire frumoasă, emblematică, toată lumea știe. Zona sofa de birouri a Bucureștiului, da, zona premium. Unde vom face un showroom alături de partenerii noștri Alina și Marius. Alina lucrează cu noi în ANG Luxury. Marius e un expert pe partea de bucătării, face asta de 16 ani, plus o altă echipă formată din încă 4 oameni. Așa încât eu abia aștept să fie gata showroom-ul, să vii să-l vezi. Deci, practic, showroom-ul va ajuta clienții voștri. Evident. Și nu numai. Și nu numai. Să fie one-stop shop. Exact. Într-adevăr, toate business-urile complementare cu ANG Luxury Properties au plecat din nevoia clienților noștri. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când vinzi o proprietate de peste un milion și nu numai, dar de cele mai multe ori genul acesta de proprietăți, unde cumpărătorii nu au timp, nu vor să-și aloce timp să se ocupe de așa ceva, și de fiecare dată mă întrebau: Nicoleta, spune-mi cu cine mobilez, recomandă-mi un designer. Ori, realmente, eu sunt genul de om care, dacă nu garantez pentru persoana pe care o recomand, prefer să mă abțin. Așa încât am zis, ok, cred că e momentul să luăm taurul de coarne și să facem noi treaba asta, pentru că e păcat să nu oferim un serviciu complet atâta timp cât există cerere din partea clienților noștri. Alex, cum vedeți perioada? Perioada asta, într-un fel sau altul, va trece, așa cum spunea foarte bine și Nicoleta. Există oameni care nu vor să gândească și nu că sunt inconștienți, ci pentru că pur și simplu trebuie să mergem înainte, că dacă ne oprim toți... În pandemie tot s-a întâmplat la fel. E aproape munci mai mult la Indigo. Da, muncim mai mult, exact. Muncim mai mult, așa este. Ne implicăm mai mult, oferim mai multă calitate decât până acum, da. Pentru că avem mai mult timp. Atâta timp cât avem anumite cereri care s-au retras, anumiți potențial cumpărători care s-au retras, și cam asta, cam în viitor, nu prea îmi place să vorbesc despre viitor, îmi place să vorbesc despre prezent, ce se întâmplă astăzi. De exemplu, dacă mă întreb ce ai făcut astăzi, n-am avut nimic să mănânc. Adică atât de multă treabă am avut și asta în fiecare zi. Adică în momentul în care îmi trag suflet, când merg într-o vacanță. Și atunci, pentru mine, în toată atmosfera asta mea, în cadrul biroului cu clienți, eu nu simt războiul, nu simt clienții care s-au retras, pentru că oricum avem o bază destul de mare de clienți și primim acum din ce în ce mai multe recomandări. Asta datorită faptului că servisarea noi e foarte importantă, suntem foarte focusați pe dorințele clienților noștri.
Adică noi nu ne întâlnim cu clienții decât în momentul în care ne dăm seama cu adevărat că ei doresc să stabilească o oră de consultanță cu noi. Și consultația poate să însemne la o cafea, poate să însemne la noi la birou, poate să însemne la birou clientului. Și după ce aflu exact care este dorința lui, pentru că aici nu vorbim de o nevoie. Vorbeam cu Nicoleta înainte să venim în emisiune și am stabilit că, de fapt, clienții noștri au deja X proprietăți. Da. Și atunci ei au nevoie de ceva nou. Nu se mută din 120 de metri în 140 de metri. Nu se mută dintr-o zonă în altă zonă, cu un view mai bun, cu o înălțime mai mare, cu facilități care se potrivesc în momentul acela. Exact. Asta este și motivul pentru care încercăm să avem grijă de portofoliul nostru. Să luăm proprietăți doar cele în care credem că realmente merită și le putem vinde. Oricum a spus și Alex, dat fiind faptul că să presupunem că avem mai mult timp, realmente putem să facem asta. Ori cei care apelează la noi, încercăm să ținem proprietățile strict pentru circuitul închis de clienți pe care îi avem. Nu obișnuim să le listăm doar de dragul de a le lista. Realmente le păstrăm și le prezentăm doar în cadrul consultanțelor. De asta noi avem consultanțe plătite de cele mai multe ori, tocmai pentru că furnizăm anumite informații la care nu are acces toată lumea. Cât din timpul vostru este management, asta înseamnă recrutare de oameni, coordonare de echipe, probabil ședințe de vânzări, planning și așa mai departe, aici, KPI-urile astea. Cred că undeva la 3 ore. Și cât faceți voi personal, Nicoleta și Alex, vânzări? Asta era întrebarea completă. Și timp, ca și vânzări, ca și ore pe săptămână, cum... Ca și ore pe săptămână mi-a loc între 1-2 ore pe partea de management, care aici înseamnă management, 30 de minute cu echipa de vânzări, 30 de minute cu team leader, 30 de minute cu HR-ul, cu echipa de PR. Și după aceea toată lumea știe ce are de făcut, adică și mă ocup de partea de vânzări. Eu sunt mai bun pe partea de closing. Încă un aspect important unde mă completez foarte bine cu Nicoleta. Nicoleta e foarte bună pe partea de prezentare, inițierea prima dată cu potențialul nostru cumpărător și după aceea urmează partea de teren unde implicarea mea este mai mare. Te duci și trezești la realitate. Exact. Are cel mai mult talent pe partea asta, într-adevăr. Eu fac de fapt partea grea, adică când e vorba de bani, e vorba de... face partea frumoasă, unde prezintă doar bijuteriile pe care noi le deținem în cadrul site-ului. Dar sunt anumite detalii care care preziți. Ca acea proprietate să ajungă la tine să faci closing, mă gândesc că este important și cum o prezinti. Sunt niște pași. Da. În ceea ce mă privește, eu încerc să aloc timp echipei mele făcând daily coaching cu ei pe diferite teme. Încercăm să împărtășim diferite experiențe. Pe de altă parte, verificăm cifre, vrem să știm care e focusul pentru astăzi. Asta fac aproape zilnic, în funcție și de... Mai sunt întâlniri și dimineața, deși noi nu le agreem în mod special. Dar... E timpul vostru, dimineața e timpul pentru voi, probabil, sau de ce? Nu, e timpul pentru noi cu echipa. Cum a zis Alex, noi avem timp pentru noi când mergem în vacanță. Și după ce ajungem acasă, dar și atunci încercăm să alocăm timpul fetiței noastre, Anastasia. Așa încât foarte noi frumos. Suntem focusați acolo, de dimineață până seara, non-stop facem real estate. Faceți non-stop real estate, dar real estate-ul are și el diverse faze. Are o fază în care trebuie să atrageți proprietățile bune și din câte știu de la voi, voi mergeți foarte mult pe exclusivități. Adică e foarte important cuvântul exclusivitate pentru ING. E important pentru că nu sunt foarte mulți oameni calificați să știe să pună în valoare o proprietate. Și în momentul în care proprietatea nu este pusă în valoare, e ca și cum ai o piatră, un diamant neșlefuit care e exact ca o piatră sau o piatră pe care o șlefuiești și este un diamant, diferența dintre cele două e de la cer la pământ. Ăsta este și motivul pentru care noi ne alocăm timp pentru a discuta și cu vânzătorul unei proprietăți, să înțeleagă că noi trebuie să luăm acea proprietate, să o șlefuim la anumite aspecte și să o poziționăm corect în piață, în așa fel încât să poate să fie cumpărată la adevăratul potențial pe care îl are zona, etajul, view, parcul, etc. S-a întâmplat să vindeți o proprietate cu mai mult decât sperați? Da.
Se întâmplă de fiecare dată. Cred că de 70% din cazuri se întâmplă să... Serios? Se întâmplă pentru că, cum ți-am spus mai devreme, Andrei, avem proprietăți pe care le scoatem și avem mai multe cereri pe acea proprietate. Adică s-a întâmplat să avem și licitație pe proprietatea X sau pe proprietatea Y, pentru că sunt oameni care vor să cumpere în poziții cheie în zona de nord. Cei care înțeleg... Evident. Pozițiile respective. Da. Că altfel, ceea ce ne lipsește nouă ca și societate e educația asta din punct de vedere al imobiliarelor. Și noi încercăm să lucrăm și pe partea asta. De asta, atunci când luăm o proprietate în portofoliu, fie că o avem în exclusivitate sau nu, că nouă, de regulă ne place să demonstrăm că putem să facem ceva. Și atunci e esențial ca acel vânzător să înțeleagă că targetarea proprietății în primele 30 de zile e esențială. Ori dacă el o transmite la 5 agenți imobiliari, toți cei 5 o listează pe un anumit portal pe care îl știe toată lumea. Exact. Pe de altă parte, sunt prețuri diferite. Clienții au tendința să spună o știu. Ori ei nu știu nimic decât ceea ce văd pe portalul respectiv. Corect. Așa încât... Adică diferența... Voi vindeți experiența. Experiența de a arăta clientului cu adevărat ce înseamnă proprietatea aia și poate un unghi sau un view pe care el nu l-a văzut în fotografie. Corect. Și se întâmplă lucrul ăsta. Așa exact. Se eu întâmplă spun... să descoperiți nestemate. Da, pentru că trebuie să ai, când intri într-o proprietate, ai un feeling. Da. Exact. Da. Exact. E feelingul de a-l cumpăra, de a cumpăra proprietatea sau a nu o cumpăra. Corect. Adică luxury nu înseamnă nevoie. Și atunci când nu înseamnă nevoie, cumperi ceva ce... Exact, mai ales oamenii pe care îi avem noi în portofoliu, marea majoritatea lor, sunt oameni de business. În business, ca să reușești, trebuie să ai un feeling. Și ca să demonstrezi acest feeling, îți spun un singur lucru. Noi când am dezvoltat divizia luxury, am dezvoltat-o fix în pandemie. Noi când toată lumea dădea un picior în spate, noi am negociat primul nostru spațiu. Da. Și nu l-am luat pe al doilea pentru că ne-a fost teamă că de unde să plătim atât de multe mii de euro chirie. Și am avut un real succes. Când oamenii stăteau închiși în casă, noi tranzacționam cu clienții. Știu. Și e foarte bine că s-a întâmplat asta. Și atunci și mi-am noi dat și alții seama... am făcut același lucru și a fost un mare plus. Exact. Atunci mi-am dat seama că de fapt oamenii caută produse noi și dacă îi oferi acel produs și are acel feeling... De multe ori nu se mai uită la bani, cum nu te uiți niciodată la bani când intri într-un Hermes sau într-un Rolex. Că ești asumat. Că ești asumat. În momentul în care intri, nu te uiți cât costă. Nu te aștepți să coste 500 de euro. Politica lor spune să nu... Adică teoretic n-ai voie să între prețul. Da, da, așa este. De-aia nici nu au prețurile pe multe dintre produse. Bun. Spuneți-mi, așa, ne apropiem de final, spuneți-mi dacă... Deci voi v-ați înființat... Abia trecuse criza din 2008-2009, înțeleg? Da, cam am, așa. Exact, noi am intrat în închiriere, adică făceam închiriere, nu știam ce înseamnă produsul de vânzare. Nu știam cum se face o vânzare, despre ce Eu sunt omul care am luat un soft, am învățat acel soft care îmi genera proprietăți, promovam acele proprietăți tot în softul respectiv și așa îmi generau clienții. N-am niciun minut experiență într-o altă companie imobiliară, noi am fondat totul de la zero. Și am ajuns unde am ajuns pentru că cred că diferențierea cea mai mare între noi și restul e vorba de muncă. Adică suntem cei mai muncitori consultanți din piață și asta cred că face diferența, pentru că e munca e repetitivă. Știi, muncești? Și pornitul ăla de la zero, pe care l-auzim eu cu Alex constant, ăsta e. Când eu n-am lucrat niciodată, am plecat din facultate, m-am pregătit pentru totul altceva, carieră în domeniul juridic, n-a fost să fie, deși am intrat la magistratură, dar n-a fost să fie efectiv să mă încadrez pe un număr de locuri. Așa încât faptul că m-am alăturat lui Alex, cred a fost cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac vreodată. Întrebarea de final, v-ați gândit vreodată să renunțați? Niciodată. Noi suntem prea ambițioși. Nu ne-am gândit niciodată să renunțăm și nu ne-am gândit niciodată și nu ne vom gândi niciodată să vindem business-ul nostru. E un business de familie care nu se vinde și vrem să ajungem cu el pe curmile succesului, dacă se poate, în state. Eu când am început în prima zi, mi-am propus de atunci să am undeva la 10.000 de oameni în echipa mea și să ajung cu business-ul ăsta în America. Fără să francizați? Acum va depinde dacă francizăm. Într-o anumită modalitate. Noi am refuzat deja
astfel București de colaborare. Probabil veți franciza. Nu, vom avea niște business-uri în asociere cu partenerii noștri. Adică va fi un spațiu în asociere cu oameni pe care noi i-am crescut, oameni care sunt loiali, care sunt alături de noi de 5-6 ani. Care înțeleg politica Angel Luxury, că despre asta e vorba. Și care adică înțeleg ce vrem noi să facem. Adică le dați practic o parte din know-how vostru, din sufletul vostru și din business-ul vostru. Și bani. Și bani. Dragii mei, Nicoleta și Alexandru Manea, ING Luxury, mă bucur pentru prezența Legile Afacerilor. Transmiteți foarte bine. Mulțumim. Extraordinar de bine. De-aia și merge treaba, pentru că și munciți, pentru că și transmiteți și încredere. Și e foarte bine că faceți asta. Abia aștept să ne revedem. Aveți grijă de voi și să aveți o primăvară și un an frumos. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, Andrei, la fel și ție. Aceasta a fost Legile Afacerilor de astăzi. Ne revedem joia viitoare, seri calde până atunci.